Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem deja în momentul în care se observă primele consecințe ale păcatului pe plan spiritual și social. Incidentul în urma căruia Abel este omorât de fratele său Cain are la bază încercarea omului de a reface relația cu Dumnezeu. Vedem însă că efortul omului nu este suficient. Să revenim însă la momentul în care Dumnezeul confruntă pe Cain cu păcatul săvârșit. Este vorba de versetul 10 al capitolului 4. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. În legătură cu acest pasaj, putem citi în epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 24, următoarele cuvinte. Isus, mijlocitorul legământului cel nou, și sângele stropirii vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui Abel a vorbit despre o crimă comisă. Este un glas acuzator, pe când sângele Mântuitorului este glasul care anunță răscumpărarea, este glasul speranței. Acum suntem confruntați cu rezultatul dramatic al păcatului care a infestat natura umană. Nu numai omul, relațiile lui sunt viciate de păcat, dar chiar natura înconjurătoare este de acum infestată și modificată. Amintiți-vă care era cadrul în care a fost așezat omul cât era de frumos totul, dar păcatul a pervertit totul. Iată cum sună cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte care sunt valabile și astăzi, cuvinte ale căror efect îl înregistrăm și noi la atâția în distanță de la acest eveniment. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ. Acestea sunt versetele 11 și 12. Este o situație tristă, o situație pe care noi o trăim și ale cărei efecte le vedem și le experimentăm în fiecare zi a vieților noastre. Nu suntem mulțumiți cu ea, vrem să o schimbăm, dar nu prea avem alternative. Nici Cain n-a fost mulțumit cu consecințele faptelor sale. El strigă, argumentează, negociază chiar cu Dumnezeu. Îi strigă lui Dumnezeu că este nedrept. Ascultați mai. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Acum, sincer fiind, vi se pare că este o nedreptate din partea lui Dumnezeu? Este oare pedeapsa lui Dumnezeu mai mare decât putea Cain să îndure? Poate suntem ispitiți să credem că da, dar nu vă grăbiți, citiți și versetul următor. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Mie mi se pare că nu este o judecată deloc aspră, având în vedere ceea ce a făcut el. Pedepsele oamenilor sunt mult mai grele pentru astfel de situații. Mai mult, iată, Dumnezeul protejează pe Cain. Nu știu care a fost acel semn, dar cert este că prin el Cain este protejat. Aceasta este încă o dovadă că Dumnezeu are o mare dragoste pentru om. Nu cred că noi putem fi atât de iertători. Doar Dumnezeu este Cel care poate avea atâta putere în a ierta. Dragul meu prieten, dacă Dumnezeu l-a iertat pe Cain, El o poate face și în ceea ce te privește. Și tu ești, poate, separat de Dumnezeu. Ești pribeag și fugar pe acest pământ. Ispitele, încercările te urmăresc. Dumnezeu vrea să-ți dea și ție semnul iertării, semnul izbăvirii. El este în numele Domnului Isus, singurul în care putem fi zbăviți. Vedeți, Dumnezeu i-a oferit lui Cain protecție, dar aceasta nu implică și părtășia dintre Cain și Dumnezeu. Cain pleacă de la părinții săi și se stabilește într-un alt loc unde pune bazele unei civilizații fără Dumnezeu. Versetul 16 din capitolul 4 ne spune: Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Nu știu unde se află această țară a lui Nod, dar știu foarte mulți oameni care, în biserică fiind, locuiesc în această țară. Sunt multe speculații cu privire la localizarea acestei țări, dar tot ce știm cu siguranță este că Dumnezeu nu era acolo. Mergem mai departe. Cain s-a împreunat cu nevastă sa. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus numele acestei cetăți numele fiului său, Enoch. De atunci încoace oamenii fac la fel. Construiesc străzi, orașe, le dau numele lor sau a celor iubiți. Chiar și în ceea ce privește misiunile și lucrările creștine avem organizații, misiuni, școli care poartă numele unor persoane, Oamenilor le place să facă aceasta, fie că sunt creștini sau fac parte din ordinul lui Cain. Dar ceea ce avem aici este începutul urbanizării. Cain construiește o cetate și pune numele fiului său. Orașele au devenit una din cele mai mari probleme ale omenirii. Cu toate că cei mai mulți anunță o moarte a orașelor, oamenii aleargă tot mai mult către acestea. În continuare, ne este prezentat arborele genealogic al lui Enoch. Tot aici facem pentru prima dată cunoștință cu poligamia, atunci când Lameh își ia două neveste. Poligamia înseamnă când un bărbat își ia mai mult decât o soție. Dacă cineva dorește să citească cu atenție ce spune Biblia cu privire la poligamie, vă observa că Biblia o condamnă. Niciunde nu veți găsi că Dumnezeu aprobă așa ceva. Motivul pentru care Biblia o pomenește este pentru că aici avem o relatare istorică și se menține acuratețea ei. În ceea ce privește pe cele două soții ale lui Lameh, Ada înseamnă plăcere sau ornament, iar Țila înseamnă a ascunde. Poate că numele ei face referire la cochetărie. Avea două soții pe cinste, nu așa? Nu-i de mirare că avea probleme. O să vedem mai târziu ce s-a cu el. Oricum, aici este menționat începutul civilizației cananite. Enoch a fost tatălui Rad. Irad a fost tatălui Mehuiael. Citiți mai departe toate aceste neamuri pentru că aici găsim începuturile neamurilor nomade, ale muzicienilor, fermierilor, făurarilor și altor bresle. Cât de interesantă este această diversificare a ocupațiilor oamenilor. Important de semnalat aici este că odată cu nașterea lui Set, oamenii au început să cheme numele lui Dumnezeu. Set este fiul lui Adam și al Evei, este înlocuitorul lui Abel este probabil cel care a dorit să fie asemenea celui martirizat pentru credința lui. Cred că este important să vedem că în cele din urmă oamenii încep să înțeleagă că au nevoie de Dumnezeu. În felul acesta trecem și la cel de-al cincilea capitol al cărții Geneza, acolo unde găsim ultimele date biografice ale lui Adam și apoi interesanta povestire a lui Enoch, precum și genealogia de la Enoch la Noe. Dacă până acum am avut informații cu privire la creație, apoi la cădere, acum încep să vină informațiile despre potop. Odată cu capitolul 5 începe și informația legată de linia genealogică a lui Set. Cea lui Cain este abandonată și mențiuni cu privire la ea mai apar doar în măsura în care se vorbește despre nelegiuirea lui. Așadar, primele două versete ale capitolului 5. Iată cartea neamurilor lui Adam, în ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Acum, numele de om este, de fapt, Adam. Nu Adam, nici altfel, ci Adam. Eva era jumătatea lui. Carta neamurilor lui Adam este o expresie pe care o mai întâlnim în Noul Testament. Tot acolo se pomenește de Cartea Neamurilor lui Hristos. Din nou apare lupta dintre cele două seminții. Este o lungă luptă între cele două linii. Linia pe care o urmărim noi acum este linia lui Set, care va merge până la Domnul Isus. Următoarea informație despre Adam este că la vârsta de 130 de ani se naște Set. Oare la ce vârstă a fost creat Adam? A fost el creat la un an, la doi, la treizeci? Care a fost gradul de maturitate la care a fost el creat? Nu cred că putem da un răspuns la această întrebare, dar cred că este o lecție pentru cei care susțin că unele pietre au milioane de ani. Oare de unde știm noi ce vârstă au avut ele când au fost create? Un alt aspect important aici este că, dacă Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Fiul lui Adam, s-au născut cu chipul și asemănarea lui. De acum pornim o călătorie printre morminte. Ni se spune că după nașterea lui Set, Adam a mai trăit 800 de ani, având alți fi și alte fiice, dar după cei 930 de ani, Adam a murit. La fel se întâmplă și cu Set și cu fiul acestuia, Enos, Cainan, Mahalael, Jared, Și relatarea continuă cu aceleași detalii despre Enoch, care naște fii și fiice, dar care se deosebește de ceilalți printr-un aspect foarte important. În mijlocul acestor relatări despre oameni care mor, unul dintre ei nu trece prin această experiență. Nu este acesta un lucru interesant? Cine este acest Enoch și ce este atât de special cu privire la el încât Dumnezeu face o asemenea intervenție pentru el? Biblia ne spune că Enoch umbla cu Dumnezeu. Este un lucru interesant pentru că Biblia nu vorbește astfel decât despre două persoane. În următorul capitol facem cunoștință cu cea de-a doua persoană, și este vorba de Noe, și el umbla cu Dumnezeu. Aceste două persoane fac parte din populația antedeluviană și amândoi umblau cu Dumnezeu. De fapt, sunt numai două persoane în întreg Vechiul Testament care n-au murit. Este vorba de Enoch și de Ilie. Enoch, de altfel, este printre puținele persoane dinainte de potop, cu privire la care avem mai multe informații. Despre el ni se spune că nu a murit, ci a fost luat de Dumnezeu. De fapt, cuvântul folosit aici are mai mult sensul de a muta pe cineva într-un alt loc. Enoch a fost mutat în ceruri. Mi se spune aici că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani. Nu știu ce a făcut el până atunci, poate că a fost la fel ca ceilalți. Dar atunci când Metusala s-a născut, el s-a schimbat. Probabil că acest copil a schimbat viața lui. Dragul meu prieten, uneori Dumnezeu pune astfel de copii în familiile unora. Dacă el nu te îndreaptă cu inima către Dumnezeu, nimic altceva nu o poate face. Oare nu este păcat că atâtea familii renunță la astfel de posibilități, ucigându-i prin avorturi? Ei semnează de două ori condamnarea cu propria mână. Enoch, după ce umblă cu Dumnezeu timp de 300 de ani, timp în care mai are și alți fi și fiice, este luat de Dumnezeu. Nu cred că pot să dau o explicație cu privire la modul în care s-a întâmplat lucrul acesta, dar o să reproduc explicația pe care a dat-o o fetiță, explicație ce mie mi s-a părut foarte potrivită. Este vorba despre o fetiță care se întoarce acasă într-o duminică în care la biserică învățase despre Enoch. Și mama ei o întreabă ce a învățat, era, spune, foarte dezvolt. Am învățat despre Enoch care umbla cu Dumnezeu. Mama nu este mulțumită cu atât și întreabă mai departe. Păi cum vine asta? Atunci fetița începe să explice ceva de felul următor. Se pare că Dumnezeu venea în fiecare zi și îl întreba pe Enoch. Enoch, vrei să te plimbi cu mine? Și plecau la plimbare. După un timp, Enoch observa că s-a făcut târziu și spunea, Doamne, E târziu, trebuie să merg acasă. Într-o zi însă, povestind ceva foarte interesant și absorbiți de discuție, au tot mers, au tot mers. În cele din urmă Enoch a spus: „Doamne, s-a făcut târziu și ne-am îndepărtat cam mult de casă.” Dar Dumnezeu i-a spus atunci lui Enoch: „Enoch, cred că suntem mult mai aproape de casa mea, așa că mai bine rămâi aici.” Și așa a rămas Enoch cu Dumnezeu. Ce spuneți? Nu credeți că e o bună explicație? Cred că este cea mai bună explicație pe care o putem da acestei întâmplări. Dar mai cred că istoria este foarte interesantă și prin ceea ce ne spune ea cu privire la viitor. Nu peste mult timp va avea loc potopul. Înainte de acesta, Dumnezeu îl ia pe ochi la el. Cred că este exact ceea ce se va întâmpla cu biserica. Înainte de judecată, biserica lui Dumnezeu va fi luată la el. Mergem acum mai departe cu observația asupra genealogiei lui Enoch, care va continua până la Noe. În versetul 27 ni se spune că fiul lui Enoch, Metusala, a fost omul care a trăit cel mai mult, atingând vârsta de 969 de ani. Acest om a trăit chiar mai mult decât Adam. Împreună ei acoperă distanța de la creație la potop. Dacă analizăm genealogiile pe care le avem, acest om ar putea foarte bine să-l fi informat pe Noe cu privire la tot ceea ce ținea de creație. Deci, Noe știa probabil mult mai mult decât știm noi cu privire la creație. Personal, eu cred că ne lipsesc ceva detalii din această genealogie. În genealogia care ne este dată în Noul Testament, sunt câteva elemente în mod deliberat omise, în dorința de a ne face acea genealogie în trei segmente egale. În ceea ce privește scopul cu care ne este oferită această genealogie, cred că este acela de a ne arata că omul ocupa pământul de destul de multă vreme. Trebuie să nu uităm că scopul pentru care este scrisă Biblia este să ne ofere informațiile necesare mântuirii noastre. Numele Metusala înseamnă cel trimis. Alții cred că numele lui înseamnă când va muri, va fi trimis. Oare ce să fie trimis? Potopul? Atâta timp cât a trăit Metusala, potopul nu a început. Interesant este că dacă urmărim o cronologie a patriarhilor, vom observa că Metusala a murit chiar în anul potopului. Deci se poate să fie valabilă și această interpretare a numelui său. Și mai cred că ne spune și ceva despre credința lui acest fapt. Dar oare de ce a trăit Metusala mai mult decât orice altă persoană de pe pământ? Eu cred că Dumnezeu l-a ținut atât de mult în viață pentru a arăta oamenilor câtă răbdare are El cu oamenii. Cred că lucrul acesta este valabil și astăzi. Și cu mine și cu tine, dragul meu, Dumnezeu are încă multă răbdare. Petru vorbește despre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și spune Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete și anume opt este un verset pe care îl scrie în prima sa epistolă la capitolul 3. Dumnezeu este îndelung răbdător pentru că are o dragoste mare pentru fiecare dintre noi. Pe măsură ce mergem mai departe, fiecare om este pomenit cu numărul zilelor trăite pe pământ și cu moartea lui. În versetul 31 ni se spune despre tatălui Noe, Lameh, că a trăit 777 de ani. Toate zilele lui la au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Amfet. În felul acesta am ajuns la cel de-al doilea om despre care Biblia ne spune că umblă cu Dumnezeu. Noe este mult mai cunoscut pentru corabia pe care a făcut-o. Dați-mi voie să spun că nu Noe este autorul proiectului. El a primit totul de la Dumnezeu. Marele lui merit este că a fost ascultător. Dumnezeu este marele constructor. Iată că nici în materie de invenții omul nu poate reclama prea multe. Este părerea foarte populară, de altfel, că natura umană este bună și poate fi mereu îmbunătățită. Sunt numeroase programele care susțin că, prin eforturile noastre, mediul uman poate fi schimbat. Prin modificarea eredității, modificarea mediului, omul poate fi îmbunătățit. Comunismul, socialismul, caută îmbunătățirea omului. Arminianismul înseamnă că omul poate să contribuie, să dirigeze mântuirea lui. Modernismul spune că omul poate să se mântuiască singur. Cu alte cuvinte, mântuirea este asemenea unui set de construiți-vă singuri pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi. Sunt unele secte moderne care propovăduiesc acest lucru. Ele ne spun că nu este nimic greșit în ceea ce privește omul. Este doar o problemă de cadru, de mediu, o problemă de educație. Dacă aplici rețeta corectă, dacă schimbi mediul, dacă faci exercițiile corecte, poți ajunge la performanțe. Luați aminte, noi nu discutăm aici despre abilități fizice sau intelectuale. Noi discutăm despre sfera spirituală a omului. Moralitate, etică sunt legate de cadrul social, educativ, dar și mai mult de inimă iar inima nu este guvernată de niciunul din aspectele menționate până acum, ci doar de modul în care omul se raportează la Dumnezeu. Din acest punct de vedere, Dumnezeu ne spune că omul este corupt în însăși natura lui, ca urmare a păcatului săvârșit de Adam și Eva. Apostolul Pavel, scriind romanilor, spune despre om, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Dacă aveți curiozitatea să citiți mai departe acest pasaj, din Epistola către Romani, capitolul 3, veți ajunge la un moment dat la versetul 23, unde Pavel spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Eu vă încurajez de fapt să citiți întreaga epistolă. Ea este epistola de la care a început reforma lui Luther. Luther a început reforma cu propria persoană. Este interesant modul în care s-a întâmplat aceasta. La acea dată el era călugăr, excela în ceea ce privește exercițiile spirituale, religiozitatea. Era un intelectual căruia nu îi lipseau exercițiile de gândire. Dar nu acestea au fost cele care au marcat viața lui. În momentul în care a înțeles că este un păcătos nu numai prin fapte, ci și prin natură, iar mântuirea, izbăvirea de cele păcate vine numai prin acceptarea harului lui Dumnezeu, atunci s-a schimbat totul. Harul lui Dumnezeu înseamnă că în dragostea lui Dumnezeu fără ca noi să merităm acest lucru, ne oferă izbăvire de păcatele noastre în mod gratuit. Este interesant o istorie pe care am auzit-o și care reflectă foarte bine ce se întâmplă în cadrul mântuirii. Se spune că un tânăr judecător ajunsese vestit pentru inteligența lui, dar și pentru dreptatea și imparțialitatea de care dădea dovadă. Ajunsese foarte vestit și era căutat de oameni din toate părțile, S-a întâmplat însă că într-o zi mama lui a comis o ilegalitate și a ajuns în instanță. Acum lumea a fost dintr-o dată cuprinsă de o curiozitate imense cu privire la modul în care tânărul judecător va acționa. Dacă o va absolvi de pedeapsă, însemna că nu era chiar atât de drept cât se spunea despre el. Dacă o va pedepsi, spunea unii, este un om fără suflet, insensibil. În fond, era mama lui, se chinuise să-l crească, să-l susțină în școli, trudise din greu cu el. Astfel că, în ziua procesului, o mare mulțime de oameni venise să asiste. Judecătorul a intrat în curtea de judecată, au fost prezentate faptele, au venit martorii. Situația era clară, femeia era vinovată. Acum sosise timpul sentinței. Toți așteptau cu sufletul la gură. Tăcere. Oamenii așteaptă. Judecătorul se ridică și pronunță sentința. Femeia este vinovată și se va aplica maximul de pedeapsă, adică o sută de lovituri de bici. Toți au înțeles că acea femeie nu va rezista acelor lovituri și au început să murmure: Ce om fără inimă! Este propria lui mamă! Cum poate fi atât de crud? Dar procesul nu se terminase. Judecătorul coboară de pe scaunul său de judecător, își scoate roba și spune: pentru că mama mea este prea bătrână pentru asemenea pedeapsă. Voi lua eu pedeapsa ei. Poate că nu este foarte multă curatețe în ceea ce privește procedura legală aici, dar reflectă foarte bine ce a făcut Dumnezeu cu noi. Natura noastră, faptele noastre, solicită maximul de pedeapsă. Dumnezeu spune mereu în Scriptură și o spune chiar de la început că plata, consecința păcatului, este moartea. Aceasta este ceea ce solicită dreptatea divină. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. El nu se poate compromite pe sine. Este în esența ființei sale acest lucru. Dar pe cât este de drept, tot pe atât de mult este un Dumnezeu iubitor. Și în dragostea lui, el a venit aici pe pământ pentru a lua asupra lui pedepsa noastră. Nu știu cum vi se pare acest lucru, dar cred că nu poate fi descrisă dragostea care conduce la un asemenea act, la un asemenea gest. Este o mare dovadă de dragoste din partea lui Dumnezeu. De ce n-am acceptat acest lucru? Fiți binecuvântați! Dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit. Dragoste, dragoste, te acești doi tu i-ai unit Dragoste, dragoste Fii mare în viața lor Licărirea de lumină printre noi Azi e ziua sfântă Tăinuită de Iisus Mirele suprem venit de sus Căci acum doi stropi de har Cu sfiadă Poșesc înspre alta Dragoste Dragoste Tu din ceruri ai venit Dragoste Dragoste Pe acești doi tu i-ai unit Dragoste Dragoste Fii mare în viața lor cuvintează i Te rugăm, Părinte, tu. Fii ocrotitor pe alor al drum, Pace, fericire, dă-le tu mereu în dar Acestor tine, ce stau la alta. Dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit, dragoste, dragoste, pe acești tu i-ai unit, dragoste, dragoste, fii mare în viața lor, nicărire. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.